cred că nu are nimeni niciun interes să se afle anumite detalii din această anchetă și nici nu are nimeni interes să-l aducă în țară. Pentru că este un pion, așa l-aș numi eu, într-o mare construcție de domino. Și în momentul în care va cădea el, vor cădea foarte multe capete. Și atunci... Da, eu așa zic. Dacă este ținut acolo, înseamnă că nu vrea nimeni să-l extradeze. Nu cred că va fi extradat. În primul rând, nu cred că există protocol de extradare al statului, al Israelului cu România și cu nicio țară. Și ei au un regim special acolo și cred că n-are nimeni niciun interes să-l aducă aici. Dosarul cu acele evenimente, codul mare, toate povestea. Nu. Eu am relatat ceea ce am auzit. Că este cineva vinovat sau nu, asta nu e treaba mea, este treaba procurorilor, ei anchetează cazul. Dacă acest domn Ilan a plecat din țară, înseamnă că are ceva de ascuns. Dacă se tergiversează această anchetă, este pentru faptul că, din punctul meu de vedere, procurorii n-au destule date. El fiind acolo și protejat de țara mamă, nu pot avea acces la informațiile pe care le deține. Ce crezi? Mai trăiește codul SMART, dar nu mai trăiește? Eu m-aș dori să trăiască, dar sincer nu cred. De ce? Ce crezi că s-a întâmplat? Păi a dispărut brusc, după care a dispărut și acest domn. Și în momentul în care dispare așa și nu mai apar niciodată și când și fosta soție, soția lui de fapt, cere să se spună că este, să se declare că este mort pentru a se face succesiunea, bănuiesc că de-aia a spus, cred că nu mai este în viață. Oricum, dacă este în viață, înseamnă că și el este protejat și pus undeva foarte bine, tocmai din aceleași considerente, să nu apară și să nu cadă așa toată lumea în jurul lor, cei care au fost implicați în anumite infracțiuni. Și normal că în momentul în care doi martori cheie din acest grup dispar, nu au ce să facă procurorii, n-au de unde să o apuce. Este o poveste foarte tristă. Mi-ar plăcea să fie doar o poveste și doar un zvon că el ar fi fost omorât, pentru că mi-e greu să cred că se poate întâmpla așa ceva. Adică mi-e foarte greu să cred că se poate întâmpla așa ceva într-o țară civilizată. Adică să fie lichidări la nivelul acesta. Te frică acum pentru viața ta după... Nu. Nu, mi-a fost o perioadă teamă așa, pentru că am fost foarte expusă și oamenii sunt răi. Eu n-am vrut să fac rău nimănui prin declarațiile pe care le-am făcut. Până la urmă, în felul acesta, expunându-mă, m-am și protejat într-un fel. Pe de cealaltă parte, cred că sunt foarte mulți oameni care știu foarte multe lucruri și căruia le este frică să le spună, tocmai din pricina faptului că se simt amenințați. Cunoști astfel de cazuri? Da, eu cunosc foarte multă lume și știu că mulți au preferat să tacă, mulți au preferat să se retragă din anumite cercuri. Eu cunosc oameni care au fost amenințați, au fost amenințați copii cu moartea și care au preferat să se retragă și să piardă de foarte multe ori și beneficii financiare și alte lucruri pentru care chiar au muncit. Mai aduce aminte de ziua sau seara aia în care ți s-a spus că Marta a dispărut și e posibil? Eu mi-am adus aminte pentru că a fost spusă de omul lângă care trăiam. De aceea, până atunci nici nu am crezut. Am crezut că a fost o glumă proastă la o masă, pur și simplu. Ulterior însă m-am speriat pur și simplu pentru că reacția lui a fost una pe care nu o mai văzusem. Fostul meu soț e un om foarte puternic, a fost un om foarte puternic, nu știu cum mai este acum.